acestea, stimați telespectatori, cu drag mă aflu la primăria Panciu, pentru că de câte ori vin aici, de atâtea ori găsesc niște lucruri schimbate, schimbate în bine, Panciu arată foarte frumos, îl am în dreapta mea pe domnul primar Iulian Nica, pe care îl felicit de la început, că se pare că se ocupă foarte serios de acest municipiu, nu? Bună seara și la mulți ani, că e prima emisiune. Bună seara și la mulți ani tuturor păncenilor și nu numai. Mă bucur foarte mult că ați revenit la noi în oraș și, bineînțeles, vreau să-i asigur pe toți, pe toți păncenii, că, așa cum i-am învățat încă de la început, ne vom continua activitatea, nu vom lăsa ștafeta jos, vom continua să îmbunătățim calitatea vieții cetățenilor din orașul Panciu prin tot ceea ce facem noi. Atât prin investiții, atât în infrastructură, cât și în serviciile publice, dar și prin toate activitățile noastre culturale de la nivelul orașului Panciu. Să știți că vin cu foarte mult drag, și asta le-o spun și telespectatorilor, acolo unde pot să dau vești bune. Îmi face mare plăcere să vin la Panciu, pentru că, repet, Panciu arată ca o mică stațiune, așa, ați îmbunătățit foarte mult atmosfera orașului. Am încercat, într-adevăr, să scoatem la lumină ceea ce nu era realizat până în momentul de față, și ca un bilanț al anului 2018 vreau să vă spun că am reușit să realizăm cam tot ceea ce ne-am propus. Încă de la începutul anului am pus accentul pe finanțarea unor obiective din oraș, exclusiv din bugetul local. Asta pentru că încă nu s-au lansat chiar toate ghidurile de finanțare de la începutul anului 2018. Cum adică? Explicați-ne. Ele s-au lansat pe parcursul anului 2018, marea majoritate în a doua jumătate a anului 2018. Cu toate acestea am reușit și am depus la finanțare cam 7 proiecte în anul 2018, atât pe parte culturală, educațională, de infrastructură și inclusiv pe partea de sănătate. Dar ca să o luăm așa cu începutul anului, vreau să vă spun că... Referiți la începutul anului 2018? 2018, da. Am reușit să achiziționăm cu banii de la bugetul local două utilaje, două echipamente pentru măturatul stradal, un echipament mai mare care este dedicat exclusiv străzilor, un echipament de o capacitate de 1100 de litri, pe care, începând cu primăvara anului acesta, o să le vedeți pe străzile din oraș, unde vor curăța, vor mătura străzile. Iar un al doilea echipament, un echipament mai micuț, de o capacitate de 240 de litri, care va fi folosit în exclusivitate pentru trotuare, pentru alei pietonale, pentru parcuri, deci pentru zone mai înguste, care la fel va aspira tot ceea ce ține de aceste zone în care sunt mai greu accesibile. Dar eu am văzut, domnule primar, dacă am luat această decizie pentru a achiziționa aceste utilaje, pentru a reuși, într-un timp cât mai scurt, să curățăm în integralitate toate străzile și toate trotuarele, având în vedere faptul că în ultimii 2 ani de zile am mai avut la finanțare un proiect de modernizare și asfaltare a străzilor, ceea ce a făcut creșterea, a crescut numărul de kilometri de străzi asfaltate, care, bineînțeles, trebuiau să fie igienizate, măturate zilnic, săptămânal, lunar.
Eu am văzut că este curat Panciu și acum pe zăpada asta da, mi s-a părut că este facem curat. Eforturi, da, da. Facem eforturi să păstrăm curățenia în oraș, dar cu toate acestea, vă dați seama, manual e din ce în ce mai greu să reușim să acoperim toate zonele și din această cauză am apelat și am reușit să achiziționăm aceste utilaje pentru a reuși să facem concomitent și cât mai repede curățenie la nivel de oraș. Nu vreau asta, să vă spun, vă rog. Asta și cu partea asta de dezăpezire, pentru că suntem într-o lună de iarnă, luna ianuarie, ca în fiecare an am reușit să ne mobilizăm, chiar dacă nu am avut zăpadă foarte, foarte, foarte multă, dar am reușit să ne mobilizăm și am intervenit prompt și de fiecare dată și am reușit să îndepărtăm stratul de zăpadă atât după străzile asfaltate, cât și din cartierele aparținătoare a orașului Panciu, precum și în curțile instituțiilor publice, mai ales că de săptămâna aceasta, de săptămâna trecută, de fapt, a început școala și copiii trebuiau să vină și să reușească să intre la ore în condiții civilizate, așa este. Nu vreau să vă spun, dar vă spun. Eu am luat niște interviuri, de fapt nu interviu, am stat de vorbă cu oameni pe stradă și toți, să știți că mi-au vorbit foarte frumos despre dumneavoastră, pentru că vreau să divulg un secret, că lumea spune că unii spun că tu te duci și îi lauzi. Eu înainte de a mă duce să-i laud, și asta o fac cu drag acolo unde este cazul, mă interesez. Că nu vreau să pic eu de să nu spun un cuvânt urât, întâi stau de vorbă cu oamenii și repet, o singură persoană, probabil că, mă rog, trebuie să fie cineva care să nu ne iubească. Bineînțeles că nu putem să mulțumim pe toată lumea în același timp, dar cu eforturi atât din partea mea, cât și a celor care lucrează în administrația publică locală, a colegilor mei, consilieri locali, a colegilor care lucrează în primăria orașului Panciu, în diferite servicii, facem eforturi pentru a reuși să mulțumim pe toți și să venim în sprijinul fiecăruia în funcție de problemele și de necesitățile pe care le au. Și în funcție și de posibilitățile pe care le aveți. Bineînțeles, și în funcție de posibilitățile financiare, pentru că, într-adevăr, sigur, să știți că nu e ușor să fii primar și să gestionezi sume care, dacă le-ar auzi anumite persoane, cred că nici măcar nu și-ar da seama cum reușim să facem atât de multe lucruri cu, bani, cu foarte, foarte puțin bani. Și cum reușiți? Cu economie. Cu economie. Domnule primar, dar spuneți-mi, vă rog, în afară de aceste mașini care sunt utilaje, care sunt foarte, foarte, foarte binevenite, alte lucruri pe care le-ați făcut anul trecut, în 2018? Am reușit să contractăm un proiect european în cadrul grupului de acțiune locală Podgorea-Panciu, și anume cel cu privire la dotarea serviciului public din cadrul primăriei orașului Panciu cu un auto specială de 24 de tone, care este dotată cu lamă și sărăriță pentru a fi folosită în vederea dezăpezirii pe timp de iarnă. Acest proiect a fost contractat spre finalul anului 2018, mai precis în luna noiembrie. Acum ne aflăm în procedură de avizare a achiziției publice, urmând ca până la sfârșitul lunii ianuarie să demareze efectiv licitația publică în vederea desemnării unui operator care să livreze aceste echipamente. Chiar dacă nu vom reuși să o folosim, să spunem, în iarna anului acesta, cu siguranță spre finalul anului, deci la debutul iernii 2019-2020, vom avea un echipament al nostru și nu vom mai apela la închirierea unui utilaj de acest gen. Până acum avem contracte cu diversi operatori economici care ne pun la dispoziție echipamente specifice
cu lamă, cu sărăriță sau de intervenție rapidă, o volă, un buldozer, un buldo excavator sau alte echipamente de genul acesta. Da. Poate de Dumnezeu să nu mai avem parte de prea multă zăpadă, că tare e neplăcut. Într-adevăr, anul acesta ne-am bucurat, să știți, ne-am bucurat și de zăpadă, nu au fost cantități foarte, foarte mari, dar cu toate acestea să știți că am avut și perioade în care am avut polei și am acționat cum se cuvine, am avut cu și... Sare, atâta sare? Nu, e un material antiderapant, în care sarea are și acolo un procent în... Mai mic în compoziție. Ce îmi place foarte mult la Panciu, îmi plac școlile. Școlile sunt foarte bine puse la punct. Aveți și profesori, așa avem, cum se cuvine, avem o bază materială și o bază materială la nivelul ambelor licee, Liceul Teoretic Ioan Slavie și Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza. Bineînțeles, la ambele unități de învățământ avem adresabilitate din partea copiilor, atât a celor din oraș, cât și cele din bazinul Văii Șușiței. Avem, bineînțeles, și cadre didactice foarte bine pregătite care se dedică activității didactice și mă bucur foarte mult că în fiecare an îi îndrumă și participă la diverse concursuri și olimpiade școlare. De asemenea, vin cu foarte multe rezultate. Asta denotă o implicare și a cadrelor didactice, dar și copiii care se dedică anumitor activități, anumitor materii și bineînțeles că fac cunoscut nu numai unitatea școlară din la care provin, cât și orașul Panciu. Panciu. Aveați o echipă de teatru celebră? Avem mai multe grupuri școlare, extrașcolare, care pe lângă activitatea didactică își desfășoară activitatea și în alte domenii. Avem trupa de teatru Prota, care este recunoscută și la nivel județean, național, chiar și internațional. Chiar anul acesta, în 2019, în februarie, o să participe la un festival francofon în Italia. A fost din nou nominalizată și a fost chemată să participe în cadrul acestui festival și ne bucură foarte mult lucrul acesta că de la an la an le crește reputația și că, într-adevăr, chiar dacă generațiile de copii se schimbă, vin alții din urmă și preiau activitatea și duc mai departe prestigiul și renumele trupei de teatru. Avem de asemenea și corul de cameră cantabile, care este coordonat de domnul director Andrei Igor Manovici. Avem de asemenea și trupa de majorete a orașului Panciu, dar bineînțeles și alte grupuri și grupulețe mai mici. Aici țin să-i mulțumesc în special doamnei profesor Georgescu Mirela de la Liceul Tehnologic Sandru Ioan Cuza, care într-adevăr și dumneai s-a dedicat activității artistice și a reușit să îndrume o serie de copii care într-adevăr au participat și ei la anumite festivaluri și au venit cu premii numeroase, substanțiale. Nu vreau să aduc aminte pe nimeni, pentru că după aia, dacă omit pe cineva, să nu se supere. Da. Și pe partea asta educațională am reușit să depunem la finanțare un proiect cu privire la modernizarea și dotarea grădiniței numărul 1 Panciu, pentru că într-adevăr de mai bine de 10-15 ani de la modernizarea acestei instituții nu s-a mai investit decât în dotări și ne dorim să modernizăm această instituție prin
reabilitarea termică, prin schimbarea șarpantei a acoperișului, prin schimbarea tâmplării interioare și exterioare, prin modernizarea sistemului de termoficare, de încălzire, apă caldă, apă rece, sistemul electric și în același timp să facem și dotarea fiecărei clase de grădinițe cu echipamente necesare pentru fiecare grupă în parte. Cu ceva nou vom veni și anume vom încerca să amenajăm un loc de joacă pentru copii în curtea interioară a grădiniței numărul 1 Panciu și, bineînțeles, fiind un proiect integrat, reușim să modernizăm și căile de acces care duc către grădinița numărul 1 Panciu și aici mă refer în principal la strada Ioan Slavici, de la intersecția cu strada Nicolae Titulescu, din zona școlii generale a Liceului Tehnologic Alexandru Ioncuza Notariat, până la intrarea către Mănăstirea Brazi, și precum și trotuarele aferente acestei străzi. Da, acestea deja am primit o serie de clarificări în cadrul acestui proiect și sperăm ca anul acesta să contractăm și să demarăm această investiție, pentru că este una din investițiile noastre de bază, să spunem așa, pentru că este un proiect care, pe lângă modernizarea unei unități de învățământ, presupune și modernizarea căilor de acces, asfaltare stradă, modernizare trotuare. Pentru că ați adus vorba despre asfaltare stradă, eu merg destul de, sau mai bine zis, trec prin Panciu destul de des, că fac emisiuni și în comunele din jur. Panciu este foarte mult asfaltat, am văzut. Da, se circulă foarte bine. Am reușit să modernizeze marea majoritate a străzilor din zona urbană a orașului Panciu. Anul trecut am finalizat ultimul proiect cu privire la modernizarea străzilor și am reușit să facem legătura între orașul Panciu și cartierul Neicu prin asfaltarea și modernizarea străzii Mihai Eminescu și Dumbrava. Și pe această cale vreau să anunț toți cetățenii orașului Panciu, în principal pe cei din cartierele aparținătoare orașului Panciu, și că în luna decembrie am depus spre finanțare către Ministerul Dezvoltării Regionale un proiect cu modernizarea și asfaltarea străzilor din cartierele sau din zona periurbană a orașului Panciu, mai exact din toate cartierele orașului și anume Satul Nou, Crucea de Jos, Crucea de Sus, Dumbrava și Neicu. Dar și la Satul Nou am văzut că e destul de mult la asfalt. Satul Nou, într-adevăr, am asfaltat acum 4-5 ani în urmă străzile, principala stradă, să spunem așa, strada Progresului și strada Rozelor, care face legătura cu Mănăstirea Brazi, dar, bineînțeles, au mai rămas și alte străzi care trebuie modernizate. O să amintesc așa câteva străzi din fiecare cartier, ca să își dea seama telespectatorii și cetățenii orașului Panciu, cam despre ceea ce este vorba. În cartierul Satul Nou avem strada Oituz, strada Vlad Țepeș, strada Aleea Grivița. În cartierul Crucea de Jos avem strada Costache Negri în integralitate, adică și porțiunea de stradă către cartierul Dumbrava și porțiunea de stradă către cartierul Satul Nou. Avem de asemenea strada Ecaterina Teodoroiu, strada Democrației și strada Brăilei. În cartierul Dumbrava vom finaliza asfaltarea străzii Maior Tulea, finalizarea asfaltării pe strada Muncii și vom continua cu strada Pinului, cu strada Caraiman și strada Mărăști.
În cartierul Crucea de Sus vom moderniza de asemenea câteva străzi laterale, pentru că și cartierul Crucea de Sus a beneficiat în trecut de modernizarea mai multor străzi și mai avem câteva de finalizat. Aici mă refer la strada Victoriei, strada Livezi, strada Walter Mărăcineanu, strada Unirii și strada George Ienescu. Iar în cartierul Neicu vom continua cu modernizarea străzii principale și anume strada Răscoala din 1907, strada Mihail Sadoveanu, Zăbrăuți și Liniștii. Asta anul care vine. Asta adică lucrarea sperăm și mulțumesc pe această cale și președintelui Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan, care ne-a sprijinit pentru depunerea la finanțare și includerea în lista de priorități a Ministerului Dezvoltării Regionale a acestui proiect, pentru a reuși demararea acestei investiții în anul 2019 și să sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, spre finalul anului 2020 să și finalizăm. Să vă ajute Dumnezeu. Știți, apropo de asfaltări, merg mult prin țară și sunt foarte mândră când vin în județul Vrancea și văd cât asfalt este. Mergeți până la București și uitați-vă pe străzile laterale din comune. Foarte puține sunt asfaltate. La noi, cred că s-a asfaltat cel mai mult din țară. Da, într-adevăr. Merg sus, la munte, merg, totul este asfaltat, totul. De ce să nu recunoaștem lucrurile astea, să nu fim mândri de ele, nu? Deci modernizarea infrastructurii, în special a drumurilor, a căilor de acces, dezvoltă o comunitate, o localitate. Sigur, din toate da. Punctele de vedere. Categoric. Putem vorbi și cel mai important dintre ele, cred că în momentul de față, este turismul, pentru că facilitează accesul ușor al tuturor cetățenilor, al tuturor celor care, să spunem că vin să viziteze și să cunoască locuri noi, și le facilitează accesul ușor către diverse obiective din fiecare zonă. Vreau să vă spun, domnule primar, că am și un mic aport. Anul, de când fac emisiunea asta Vrancea Pitorească, nu e emisiunea asta, de când o fac, știți că am făcut și noi, a crescut turismul cu 32%, s-a anunțat oficial. Pentru că, și am avut o satisfacție fantastică în vară când o doamnă care lucrează în Italia mi-a spus, dragă, dar ce județ frumos aveți voi, dar de unde știi? Păi eu mă uit să știi la voi, pentru că sunt și eu curioasă să văd ce s-a mai făcut și ai arătat niște locuri nemaipomenite și suntem un județ excepțional din toate punctele de vedere și sunt mândră și bucuroasă că pot să afirm cu tărie lucrul ăsta. Bineînțeles că județul nostru beneficiază. Beneficiază de foarte multe obiective turistice, obiective turistice recunoscute la nivel județean și național și bineînțeles că avem zone frumoase și ne bucură foarte mult că și cu ajutorul nostru, al celor care lucrăm în administrația publică locală județeană, se fac mult mai ușor cunoscute aceste obiective turistice. Și, repet, eu cu tare mult drag spun lucrurile astea, pentru că sunt din județul Vrancea, aici m-am născut și când văd că în fiecare zi apare câte ceva de bine, îmi crește inima de bucurie. Eu nu știu, trebuie să fii foarte rău și fără sentimente de adevăratele ca să nu recunoști că s-au făcut atâtea lucruri frumoase în județ și că fața județului este cu totul și cu totul alta. Ne așa ajută, este. Exact cum ați spus și dumneavoastră, și oamenii care lucrați în administrație, toți sunt oameni serioși care și-au pus umărul pentru așa și ceva. Și-au pus amprenta. Repet, domnule primar, aici nu facem politică, nu, indiferent de culoarea lor politică, oamenii și-au pus amprenta pe ceea ce fac în comunele în care lucrează. Dar avem noroc că și Dumnezeu ne-a lăsat niște peisaje superbe, Ne-am născut într-o zonă foarte frumoasă și trebuie să o arătăm la cât mai mulți oameni. Trebuie să ne dedicăm într-adevăr comunității și să reușim să venim în sprijinul tuturor, pentru că sunt unele persoane care efectiv au nevoie
Și de o vorbă bună, nu neapărat de categoric, un sprijin material, da. Categoric, pentru da. Că, într-adevăr, au venit vremuri grele și, bineînțeles, numai uniți și numai împreună, unul lângă altul, vom putea trece peste ele. Știți, culorile se mai decolorează. Oamenii rămân și e foarte frumos să-i vezi pe oamenii care fac parte dintr-o comunitate, că țin unul la altul și că fac tot ceea ce pot ca să arate lumii că sunt în frunte. Și eu consider că Franța este un județ de frunte, să știți. Sunt tare, da, așa este. Pe lângă obiectivele turistice, bineînțeles, avem și anumite activități culturale care... Multe aveți, să știți. Și la nivelul orașului Panciu, și la nivelul județului Vrancea, și la nivelul fiecarei localități în parte, sunt foarte multe obiective, sunt foarte multe activități culturale, care pe întreg parcursul anului umple golul, să spunem așa, de alte activități, altor activități pe care se desfășoară. Păi astă vară, la 20, în august, da, când a fost la mausoleu, uite că am un lapsus, veneam 6 august. Pe 6 august, veneam din Maramureș și am venit pe la Onești. Și nu pe la Onești, pe unde? Pe la Bacău. Și când am ajuns în fața mausoleului și când am văzut câtă lume a fost, m-am dus repede acasă și m-am întors, că a fost un spectacol excepțional, mi s-a dus buhul pentru asta și nu numai, și în piața teatrului și pentru, nu știu, e frumos, e frumos. Da. Domnule primar, apropo de ce spuneați de activitățile culturale de aici, îmi place că de foarte multe ori, adică îmi place și nu-mi place, îmi place că sunt invitată sau suntem invitați noi, Televiziunea Plus, să participăm la o mulțime de activități culturale aici. Nu-mi place că nu pot să vin totdeauna. Să fiți prezentă la fiecare că parte. Nu avem timpul. Într-adevăr, dar... ne-am dedicat dintotdeauna activităților culturale, artistice și, bineînțeles, am sprijinit pe toți cei care au avut câte o idee în acest sens. Vreau să vă amintesc că luna ianuarie este o lună plină de activități culturale la nivelul orașului Panciu, lună cu rezonanță. Vreau să vă spun, chiar zilele trecute am reușit să aniversăm Ziua Culturii Naționale și Ziua Marelui Poet Național. Este Ziua Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. Exact, da. Și am dedicat câteva activități specifice în cadrul Casei de Cultură Mihai Eminescu din orașul Panciu. Dar ceea ce vreau să vă spun e că la noi în oraș nu cred că este nevoie să fie o zi anume în care să sărbătorim cultura, pentru că noi, cam în fiecare lună, avem câte o activitate cultural-artistică pe care o dedicăm culturii, indiferent de ce gen, în ce aspect. Fie că este o lansare de carte, fie, da, că, este o o expoziție de artă, fie că sunt promovate anumite grupuri școlare și ne bucură în același timp că și cetățenii din orașul Panciu vin către noi, vin și participă alături de noi la aceste activități și evenimente. O aveți pe doamna Aurora Lefter, care este inspector la Focșani, da, și care inspector. Este din Panciu și e foarte, foarte, foarte activă. E foarte activă și da, o felicit pe această cale, Aurora. Vine cu drag de fiecare dată, da, la știu. Activitățile noastre școlare și extrașcolare. Chiar zilele acestea o să aniversăm și zilele Liceului Teoretic Ioan Slavici. Când? Panciu, pe 18 ianuarie. Dacă putem venim și noi. O să vă așteptăm cu mare drag și urmează după aceea și zilele Liceului Tehnologic Alexandru Ioan Cuza și ziua dedicată Micii Uniri de 24 ianuarie. 18 mâine, adică este ziua liceului? Da, da.
Nu știu dacă pot să vin și eu mâine, dar poate vă trimit un cameraman să ia niște imagini. O să vă imagini, așteptăm cu mare drag. Pentru că vreau și, să se vadă bineînțeles, aceste da? Activități pot continua. Ceea ce vreau să vă spun e că tot anul trecut am reușit depunerea la finanțare a trei proiecte cu privire la modernizarea și consolidarea clădirilor culturale. Aici mă refer în principal la Casa de Cultura orașului Panciu, care nu a fost modernizată și reabilitată de niciodată, iar prin acest proiect vom moderniza, vom extinde chiar Casa de Cultură, vom reuși să mai construim ceva în jurul ei. Facem o extindere în care se va realiza un foaier de primire a tuturor invitațiilor, se va face grupuri sanitare pentru public, garderobă, se vor realiza grupuri sanitare pentru actori, pentru artiști, dar și în același timp zona dedicată pregătirii lor pentru a intra în spectacol și, bineînțeles, vom, pe lângă modernizarea în integralitate, vom dota sala Casei de Cultură cu scaune speciale de pentru spectacol. De spectacol. Foarte felicitări. Domnule primar! În același timp, modernizăm și cele două cămine culturale care sunt amplasate în cele două cartiere aparținătoare orașului Panciu, Satul Nou și Necu, care la fel sunt într-o stare mai avansată de degradare. Și cu ce fonduri s-a toate aceste proiecte sunt depuse în cadrul programului operațional regional AXA 13 privind îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Ambele cămine culturale vor fi modernizate, vor fi dotate și, bineînțeles, fiecare cămin cultural va beneficia în curte de un spațiu de joacă dedicat copiilor din cartierele aparținătoare. Știți, mă gândeam la o mulțime de lucruri pe care le-am văzut aici în Panciu și care mi-au plăcut, repet, de câte ori trec, chiar mă bucur tare. Când văd vara, florile, sunt foarte multe flori aici în da, în avem Panciu. O tradiție o pe tradiție care ne-am, acum, da? Ne-am păstrat-o și, drept să vă spun, și eu abia aștept să vină primăvara ca să reușim să aducem la fel acel peisaj multicolor pe zona centrală a orașului Panciu, în parcul Palatului Administrativ al Catedralei și să ne bucurăm cu toții de acele culori minunate, de acele mai flori care, da, într-adevăr ne schimbă și ne înnobilează, da, înnobilează zona, orașul, peisajul. Spuneți-mi, cu activitate, adică cu antreprenoriatul, cum stați? Aveți oameni de avat? Nu dați nume de firmă, dar vă descurcați? Aveți știu că ei plătesc... La nivelul orașului Panciu avem o serie de agenții economici care îți desfășoară activitatea. Am încercat să-i sprijinim și noi cât am reușit din punctul nostru de vedere al autorității locale. Am reușit ca în zona industrială să ducem gazele naturale. Anul trecut am reușit să scădem impozitul pentru clădirile în care se desfășoară activitatea agenții economici cu 0,1%. Sperăm ca și anul viitor să reușim să facem același lucru. Singura problemă cu care ne confruntăm cu toții și nu numai noi ca autoritate publică locală, ci și agenții economici, este forța de muncă. Și fac un apel pe această cale către toți cei care sunt în căutarea unui loc de muncă, dacă nu au, să spunem, curajul să meargă către un agent economic direct, îi așteptăm la nivelul primăriei orașului Panciu și îi vom îndruma către agenții economici care, într-adevăr, au nevoie de forță de muncă. Peste tot e jale cu forța de muncă, așa să este. Știți, peste tot e jale și, pe de altă parte, și
patronii sau cum administratorii de firmă se vaidă că au taxe foarte mari și se descurcă destul de greu, să știți, de aia și lepurile sunt mai mici și așa mai departe. Asta e situația, nu? Da, este dificil în momentul de față să ai o activitate, mai ales pe producție, da, și să o menții și să o dezvolți. Într-adevăr. Asta e. Domnule primar, în Panciu, dacă vine cineva noaptea și vrea să doarmă, are unde? E un hotel în Panciu? Nu dați nume? Așa, hoteluri principi, nu sau? Avem în zonă, avem două pensiuni care sunt da? În imediata apropiere a orașului Panciu, dar să sperăm că tot cu ajutorul fondurilor, cu tot cu ajutorul finanțărilor externe, europene, să avem un agent economic un pic mai curajos, care să reușească să deschidă, să ridice o unitate de primire turistică, cum se numește ea, un hotel, o pensiune, care să fie în oraș, în oraș exclusiv. Vedeți, Panciu este chiar la poarta, cum să-i spun, la poarta turismului, nu știu dacă i-am spus bine, mă rog, au înțeles oamenii ce am vrut să spun. E aproape de Soveja. Da, suntem drumul către Soveja. Drumul către Soveja. Dar vedeți, din păcate, Soveja este cam lăsată în paragină. Domnul Oprișan a explicat de ce, pentru că zona aia de sus, cum se cheamă, unde era hotelul, e a sindicatului și sindicatul a lăsat să se dărâme. Consiliul Județean nu poate să facă nimic, că multă lume a mai spus, dacă te duci la Soveja, să vezi tu ce e acolo și să-i întrebi. I-am întrebat și am întrebat pe domnul președinte Oprișan chiar în public la o ședință și a spus, de ce îmi pui întrebarea asta? Tu nu știi că este a sindicatului și sindicatul nu vrea să ne-l cedeze nouă și este proces și sunt o mulțime. Sunt mai multe și este mare discuții păcat pe această temă. Da. Din câte știu eu, domnul președinte Mariano Oprișan a făcut demersurile necesare pentru modernizarea segmentului de drum care leagă Soveja de Lepșa, sigur, ca să se permită un pic accesul din Lepșa către Soveja și din Soveja către Lepșa și, bineînțeles, da, această realizare va dezvolta nu numai zona Sovejei, ci și toată zona asta din la Panciu către Soveja, pentru că va permite accesul mult mai ușor către Lepșa. Se apropie sfârșitul emisiunii și n-am vorbit despre spital. Spitalul din Panciu deja este recunoscut în lume. Vreau să mulțumesc echipei manageriale de la Spitalul Orășenesc Panciu. Am avut încredere totală în doi oameni minunați și nu ne-au dezamăgit nici pe mine, nici comunitatea. Mulțumesc domnului director Silviu Tacu și doamnei director medical, doamna doctor Vasiliu Claudia. Au reușit să facă echipă bună împreună și în anul 2018, într-adevăr, am reușit să punem amprenta pe mai multe probleme la nivelul Spitalului Orășenesc Panciu. În afara faptului că am reușit să aducem în orașul Panciu și la nivelul Spitalului Orășenesc Panciu mai mulți medici, aici mă refer în principal la un medic ginecolog care a venit de la Cluj. Și locuiește aici? Și locuiește în orașul Panciu. I-am acordat o locuință de serviciu. Și desfășoară activitatea din luna iulie, iar faptul cel mai îmbucurător a fost acela că în numai două luni de activitate a reușit ca la nivelul orașului și la nivelul Spitalului Orășenesc Panciu să aibă la nivelul secției de ginecologie 34 de nașteri, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult la Panciu. La noi în ultima perioadă erau una, două nașteri pe lună. Deci erau 24 cam într-un an. Vă dați seama cât de important este acest medic sigur, la noi, prezența acestui medic la noi în spital. De asemenea, spre finalul anului am reușit să aducem să vină un medic pe anestezie, terapie intensivă în cadrul compartimentului de chirurgie și cât de repede o să reușim să aducem
până în prima jumătate a anului 2019 un medic chirurg, ca să reușim să punem la punct și să și acest compartiment de chirurgie. Dar o realizare foarte importantă pentru noi ca oraș, ca spital, a fost înființarea secției de gastroenterologie cu alocarea a 5 paturi și care își desfășoară activitatea începând cu luna noiembrie 2018. Bineînțeles, ceea ce ne-a determinat să înființăm această secție a fost faptul că nu aveam decât în ambulatoriu un cabinet prin care se acordau consultații, iar doamna doctor Vasiliu Claudia, având într-adevăr o adresabilitate foarte mare pe această secție, a creat, aveam nevoie de tratament direct în spital, de internări, ceea ce nu era posibil pentru că nu era o secție de genul ăsta. Și cu eforturile mele, cu efortul directorului spitalului, am reușit să acredităm această secție, să o autorizăm, atât la nivelul Ministerului Sănătății, cât și la nivelul Direcției de Sănătate Publică Vrancea, și am reușit ca la nivelul Spitalului Rășenesc Panciu să avem într-adevăr o secție care are adresabilitate totală de pe toată Valea Șușiței. Am prezentat telespectatorilor. Am prezentat telespectatorilor secția și... Chiar la inaugurare am fost, da. Inaugurarea, da. Și vreau să informez telespectatorii că în 2018 am depus la finanțare un proiect și pe partea de sănătate, cel cu privire la extinderea ambulatorului de specialitate al Spitalului Rășinesc Panciu prin înființarea unui compartiment RMN și a încă două noi secții, și anume o secție de cardiologie și o secție de ortopedie, care vor funcționa imediat după implementarea proiectului. Dar aveți medic cardiolog aici? Încă nu avem medic cardiolog, dar... aveți promisiuni? Putem spune că avem promisiuni, dar problemele din ultima perioadă și pacienții care au venit cu probleme cardiologice și cu probleme ortopedice la nivelul spitalului orașului Panciu ne-a determinat să înființăm aceste două secții și să depunem la finanțare acest proiect. Pentru că de fiecare dată noi nu puteam să intervenim direct decât în partea asta de compartiment primiri urgențe și restul trebuia să trimitem către un spital apropiat care să aibă această specialitate în funcție. Să știți că acest spital al dumneavoastră, spitalul din Panciu, este recunoscut și mă bucur pentru că în foarte multe localități știm foarte bine, acum câțiva ani s-au desființat spitale, uite că ăsta se menține și este pe o cale excepțională. Domnule primar, se pare că s-a terminat emisiunea, îmi pare rău că așa de repede, dar să le spunem telespectatorilor că în fiecare lună o să ieșiți la raport și o să le spuneți tot ce aveți asta, de gând. Cam asta a fost și ideea. Îmi doresc foarte mult să aducem în fața cetățenilor activitatea noastră, pentru că trebuie să facem cunoscute toate eforturile pe care noi, ca autoritate locală, le facem zi de zi pentru cetățeni. Și nu numai asta, și greutățile pe care le întâmpinați. Și greutăți, dar cel mai important e să venim cu realizări noi și cu obiective noi, pentru că ei asta așteaptă de la noi. Domnule primar, un an bun să vă dea Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos și vă mai așteptăm. Urez tuturor telespectatorilor o seară bună. La revedere, stimați telespectatori!